La dimineața și bine v-am regăsit la magia zilei. Continuăm periplul nostru prin zodii, bani și sănătate. Azi vorbim despre nativul din zodia Rac. Banii Racului. Nativul acestei zodii are noroc la bani, fără să știe neapărat cum se fac ei la modul științific. Este pe val atunci când trebuie, știe să exploateze momentul și persoanele importante la momentul oportun. Banul are mare importanță pentru Rac, deși este un romantic incurabil. Un Rac sărac este un Rac nefericit. Iată cum se explică nevoia și lupta lui crâncenă de a face bani cu orice preț. Orgoliul și vanitatea sa îl vor face să-și dorească mult o poziție socială superioară, dar pus să aleagă între o slujbă cu salariu mare sau o poziție importantă, cu salariu mic în schimb, o va alege întotdeauna pe prima. Deși va avea sufletul strâns, știe să păstreze mai bine moștenirile decât veniturile proprii. Cam asta este cu banii Racului. Sănătatea Racului. Racul are un trup delicat, o frumusețe feminină cu pielea palidă, fină și carnea moale. Puternică sensibilitate și emotivitate îl predispun de multe ori la tot felul de alergii. În plus, mai apar și tulburările de origine nervoasă. Îi afectează inima și buna funcționare a respirației și digestiei. Prin imaginație și tendința de a-și exagera simptomele, există de multe ori primejdea de a face chiar boala de care se teme. Deci renunțați racilor la ipocondrie, iar sănătatea va fi mult mai bună. Cam atât despre nativul Rac. Vă dau o întâlnire la o nouă ediție Magia Zilei. Până atunci, sănătate, gânduri bune și aveți grijă la bani.